Cei care s-au născut în Zodia Peștilor vor avea între 22 și 23 februarie dimineața, poate oarecare neliniște interioară, un stres, un tremolo, un fior. Nu e vorba de o stare organică ă, alarmantă și nu este vorba de o tulburare fiziologică, ci de o impresie, de o percepție care îi face să intre într-o vibrație străină lor atunci, în acel moment. Ca și cum ar trece pe lângă ei o aripă de vânt și ei se emoționează, se fâstăcesc, le bate inima mai tare, se întâmplă ceva în sufletul lor care îi neliniștește, îi pune pe gânduri, le abate atenția. Dar este vorba numai de două zile și Poate că este și ceva plăcut în toate aceste stări. Unii pot să intre într-o altă dimensiune, poate să îi rupă de preocupările prea concrete, de pragmatismul vieții de fiecare zi și să le dea senzația că sunt poeți inspirați, că trăiesc într-o altă dimensiune și poate chiar trăiesc. Între 23 februarie dimineața după ora 8.30 și seara zilei de 25 februarie se va desfășura un set de evenimente, impulsuri și influențe astrale diferite, cantitativ, calitativ și care privesc mai întâi persoana lor ca ființă socială, eul lor, care privesc trupul lor din punct de vedere fizic și apoi care privesc sufletul și spiritul și avem o latură interioară, latura trăirilor pe care numai uh, indivizii o cunosc. Lucrurile care nu pot fi pătrunse și nu pot fi înțelese de către cei din afară. Latura de mister, de enigma celor născuți în pești. Pe fond, contextul este bun, îl cam zăpăcește pe Neptun pentru că îl face pe acesta să vibreze mai intens. Apropierea încă nu este la grad perfect între Soare și Neptun, dar prezența acolo, vibrația este uh, cumulată. Și atunci putem vorbi de multe idei, dar cu completarea sau cu observația, prea multe idei. Cu idei extraordinar de interesante, cu planuri superbe, splendide, dar puțin cam rupte de realitate sau care le depășesc puterile. Planuri pentru care ar trebui să fie implicate mai multe persoane sau planuri pe care poate trebuia să le gândească la tinerețe. În fine, mercurile dă posibilitatea să se exprime frumos și convingător, dar extrem de subiectiv. Vor vorbi mult despre ei, despre problemele lor și mai puțin despre ale altora. Vor fi poate obositori sau copleșitori pentru cei din preajmă, pentru că vor vorbi excesiv de mult de preocupările lor și nu se vor integra într-o problematică comună. Dar acestea sunt niște dar dacă și dar cum corijabile. Rămâne influența mare pozitivă care le dă energie, le dă avânt, le dă speranță, îi reechilibrează energetic, îi repoziționează. Din punctul de vedere al unor relații subtile, trup-corp, corp-suflet, suflet-spirit, trup-exterior, individ, el și ceilalți, și apoi reglează sau recalibrează niște funcții organice care nu au nevoie nici de medicamente, nici de medic, nici de ședință de terapie. Ele se reglează din mers, prin însăși prezența lor în această vibrație astrală, care își face datoria și care pune lucrurile la punct. De aceea, după 23 februarie, când va avea loc luna nouă în pești, în chiar semnul lor natal, ei ar trebui să se simtă mai bine, dar și un pic mai altfel. Mai eliberați, mai curați, mai plini de speranță, mai uh, însănătoșiți. Și nu e vorba de o impresie subiectivă, pentru că, de exemplu, uh, pe un pește poate să-l doară în continuare șoldul sau piciorul, pe baza unei afecțiuni concrete. Dar el să se simtă în afara acelei dureri mult mai bine decât în celelalte zile, pentru că a trecut prin această baie de vibrație astrală. Apoi este vorba de luna nouă care introduce date noi, pune, repune pe alte baze o problemă. Încheie un circuit de un an, deschide un circuit uh, bun, nou pe neted, pe curat, pentru următorul an, până când va avea loc în 2021, viitoarea lună nouă în pești. Este un moment de schimbare, teoretic pentru toate vârstele, este un moment de înnoire despre care am vorbit, dar este și un moment de recuplare la trecut, mai ales față de lucrurile necesare care trebuie să fie duse la bun sfârșit, continuate, dezvoltate, înțelese. Este un moment al intuițiilor pe toată scara de intensitate. Mici intuiții, mari intuiții, intuiții extraordinare, depinde. Fiecare după putință și după exercițiu spiritual, pot să fie persoane care văd, simt, presimt, prevăd, intuiesc, oameni care fac conexiuni nebănuite pentru că mintea funcționează la fel. Numai că legăturile, conexiunile cu Universul sunt altele. Alte informații vin spre ei, alte legături stabilesc că posibilitatea de a primi din multe părți. Pe diferite culoare, de diferite intensități, ceea ce au ei nevoie, presimțiri, sfaturi, apoi ele vor fi uh, metabolizate și așezate, ele se vor sedimenta acolo unde trebuie, niște culcușuri, niște lăcașuri, și ele vor prelucra de-a lungul anului uh, viitor, adică anul acesta 2020 până în primăvara lui 2021 pe baza acestor impulsuri vor acționa, la ele se vor referi și să știți că și dacă nu sunt conștient și dacă nu cred și dacă se analizează și vor spune cu scepticism, eu nu simt nimic, să știți că acelea sunt acolo schimbările și informațiile, trebuie doar uh, un pic de exercițiu pentru a înțelege felul în care acestea se exprimă. Pentru pești uh, această perioadă este și de oarecare vindecare trupească și psihică, este și de foarte multă încărcare energetică, este și multă maturizare indiferent de vârstă, este și foarte multă limpezire, așa încât eu o consider o perioadă minunată, în ciuda exceselor despre care acum eu chiar nici nu mai vreau să vorbesc. Sigur că vor fi și excese, dar trecem peste acestea acum, în această săptămână. Între 25 februarie după ora 21 seara și 28 februarie dimineața, s-ar putea supăra, enerva, alarma pe o temă financiară, mai ales dacă citesc cine știe ce comunicat, intră pe internet și văd că nu știu cine are, iar o inițiativă care pe ei în mod special îi lezează, le dă viața peste cap, le complică existența sau schimbă datele problemei din punct de vedere bănesc, salarial, mai ales că acești bani din muncă proprie care sunt acum dezorganizați de influxurile astrale, trimit și spre sectorul pensie, pentru că pensia este legată organic de salar. Pe baza salarului primește o pensie și este vorba de toate drepturile cuvenite pentru și în baza unei munci depuse. Și atunci își văd vulnerabilizate toate tipurile de câștiguri care le aveau până acum prin niște măsuri de care află, care li se comunică sau care chiar urmează să fie puse în aplicare dacă, din punct de vedere legislativ-organizatoric, lucrurile sunt bătute în cuie. Și începând cu 28 februarie dimineața, Aspect bun pentru informație, consolidare, memorizare, cercetare. Mai ales dacă sunt persoane care învață, se pregătesc pentru examene, se pregătesc să depună o teză, o lucrare, masterat, doctorat, comunicare științifică. Aceștia vor avea câteva zile bune, cu idei bune, constructive, cu soluții interesante, cu progres, cu eficiență și cu satisfacție.